Bogdan Dăscălescu, 49 de ani, din Bucecea, am copilărit acolo. Ca profesie sunt inginer zootehnist. Am lucrat în domeniul agribusiness, în special, în mai multe zone din agricultură timp de 20 de ani, peste 20 de ani. Am trecut prin diferite poziții în cursul anilor, multinaționale, managerilor multinaționale din România, 2 ani director la Avicola Botoșani, sunt mai multe. În politică am intrat alături de Florin Turcanu, acum 10 ani. Am făcut parte din echipa lui și am crescut împreună. Pe zona administrativă, dacă vă aduceți aminte, am fost consilier județean 2012-2013. Ulterior am plecat la București, unde am ocupat o funcție de subsecretar de stat la Autoritatea Sanitară Veterinară, unde mi-am făcut și acolo treaba. După care, timp de vreo 2 ani, am fost la Bruxelles, la Parlamentul European, consilier în Parlamentul European. Cam asta e activitatea mea de până acum. Politic, din acest an am devenit vicepreședinte ALDE. În același timp ocup o funcție la nivel central, în secretariatul general, secretar general adjunct, responsabil de câteva județe din Moldova. Și cu onoare am acceptat propunerea echipei de a candida la Consiliul Județean Botoșani. Consider că chiar dacă personal ne împlinim până la urmă, ajungem material, suntem ok, în jurul nostru avem nevoie de oameni fericiți. De fapt, asta e deviza mea în politică. În momentul de față trebuie să ajutăm lumea din jurul nostru să ajungă la un anumit confort. Cum e ce La mine e destul de simplu. Am început politica cu Florin Turcanu, m-a invitat să vin alături de el și am acceptat să vin alături de el. Până la urmă, partidele sunt formate din oameni. ALDE e un partid liberal. E același lucru. Ați fi dispus să faceți pasul înapoi ca să-l susțineți pe Costel Șoptică pentru funcția de președinte al CEJ? Asta vom vedea. Am fost la Bruxelles, am văzut cum e acolo și pentru mine a fost o experiență fantastică. Parlamentul European e cu totul altceva decât vedem noi aici. Și vezi destul de multe acolo. Da, mi-a ajuns.